Merhaba arkadaşlarım. Salutare prieteni, salutare din nordul Turciei. Am ajuns din într-o zonă. Din vârful Turciei. Da, la 2500 de metri altitudine, dar o să aflați pe parcurs cum am ajuns noi aici, ce aventură frumoasă am avut ca să ajungem noi aici. Însă în acest vlog vrem să vă prezentăm niște chestii așa din spatele camerei, care de obicei le tăiem la editare și să vă arătăm așa my life, cum s-ar spune, călătoriile noastre my life și vlogurile noastre așa mai... Mai reale, de fapt. Dar nu cum mai reale. Da, mai reale. Hey, Highland. Asta, toată sunt prin cadru sau nu? Apropo, membrii canalului de la nivelul prieteni și familiei pot să ne urmărească pe aplicația Polar Steps în timp real, să vadă locurile noastre pe hartă exact, unde am campat, pe unde am mers. Și să înceapă aventura! Hai. Bun, și acum cum ajungem înapoi? Acum ne-am pornit în drum spre Amasia și cât Costi merge la volan, eu nu stau degeaba, o să mă informez despre acest orășel, ce reprezintă, un scurt istoric, adică să avem o idee cam ce avem de vizitat noi acolo, ce să vedem. Adică facem așa un mic plan pentru următoarea destinație, plus facem un fel de scenariu, așa să zicem, ce avem de povestit pentru vlog. Din cauza că acum ați văzut că facem vloguri cu ediții principale pentru duminică, care cuprind o săptămână întreagă, și trebuie să ne încadrăm într-un timp mai scurt la fiecare destinație. Dar totodată să ne stăruim să vă arătăm cele mai importante informații și locuri de vizitat. Noi nu facem deodată planul foarte, foarte detaliat. În primul rând facem planul general unde vrem să mergem. De exemplu, acum vrem să vizităm partea de nord a Turciei. După care vrem să am decis anume din Samsung să mergem în sud ca să vizităm canionul care l-ați văzut în episodul anterior și Amasia. Și deja redirecționăm într-un fel traseul pe partea de sud, așa, mai am părăsit într-un fel litoralul. Și acum deja pe drum Luminița se informează detaliat despre Amasia și respectiv este informat despre canion. Am ajuns acum în Amasia, e un oraș destul de mare și aglomerat, vedeți că e gălăgie aici. Și primul lucru care trebuie să-l facem este să găsim ceva de mâncare, deoarece pe drum suntem flămânzi și acum e deja 3 și jumătate. Mor de foame! Aici vedem doar doneruri. Eu m-am uitat așa pe de-a lungul străduții astea în care ne-am oprit și am văzut că am vreo 5 doner kebab din astea. Dar noi însă vrem altceva să găsim. Ia uite, hai încolo, că eu de-am fost până înainte și n-am găsit nimic. E destul de cald acum. Noi până acum, dacă am călătorit pe malul mării, primăvara, pe malul mării e destul de răcoare, că apa încă nu reușește să se încălzească. Dar mai spre continent, așa să zicem, este sufocant. Este foarte caldă. Și da, încă nu e exagerat de cald, dar deja s-a început vara în toată legea. Nu mai găsim restaurant. De obicei ne ia destul de mult timp să găsim un restaurant unde să putem să mâncăm ambii. Pentru că eu, spre exemplu, am intoleranță la mai multe alimente și nu pot să mănânc orice ce. Iar Costi poate să mănânce orice ce, adică dacă îi place. De-aia trebuie să căutăm un restaurant unde să putem să mâncăm ambii. Ia, acolo mă tem că este ceva, nu? A, uite, îmi pare că da. Dar sunt multe cafenele unde se servește numai ceai. Și aici se numesc Ceai Evi sau Casa de Ceai. Aici nu sunt baruri unde să bei bere sau alcool, nu sunt cafenele unde servești cafea, mai sunt, dar mai rare. Nu, dar sunt, mai cum să o numim noi? Ceai Evi. Ce, nu, în așa română. Seama. În română. Ceai Evi. Ceierie. Ceierie, o, ceierie. Ceierie. Oh, uite și umbrel. Asta tot e ceierie. Uite aici, nu, aici e patiserie. Patiserie. Chiofte, uite acolo, acolo chiofte. Și poate fi mai multă mâncare. Hai acolo, poate găsi. Hai. Într-un bun sfârșit, am căutat, cred că vreo 10 sau 15 minute am luat pe jos și am găsit un restaurant și este în zona cea mai populară, cea mai turistică de aici. De obicei evităm așa locuri, pentru că sunt prețurile mult mai mari, dar uite chiar aici găsim tot felul de mâncare. Ai, uite, este și patlăgeanii kebab chiar.
Giger. Eu păi cred că sunt nu Giger. Adana. Canat. Yeah, do you have a menu? Okay. And do you have Wi-Fi? Wi-Fi. This köfte? Köfte. İzmir. Sorry? İzmir. İzmir. How much is this? Ne kadar İzmir köfte ne kadardı? İzmir köfte ne kadar usta? Exquisite. Mhm. Cred că e acră. Ciorbă, sup. Iaurt? Aha. Cu iaurt, e acră, niște. 50. 50? Și să ne iau de... Haide să ne iau de asta. Până am ajuns noi să mâncăm, deja s-a făcut ora 4, vă imaginați? Asta e prânzul nostru, abia la ora 4, mor de foame. Mi-am luat un patlăgeani kebab, adică kebab cu vinete. Iată astea sunt vinete. A costat 80 de lire. Mai vine cu multe, multe lipie din asta, pe care eu nu o mănânc. Roșii la grătar, ardei și salată de ceapă cu mărar. Eu mi-am luat chioftei, un fel de mici, de fapt, seamănă foarte mult cu micii, doar că sunt din vită sau din oaie, din miel, cu cartofi. Făcuți în rolă. Da, făcuți în rolă. Și totodată încărcăm vlogul, în care mi-a costat 50 de lire și ne-am mai luat și așa câte un ayran. Ne-ai dat ayran? Un beș. 15. O, e scump ayran. Dar e mare, vezi că e jumătate de litru aproape. Bine că am găsit așa un restaurant, că aici este Wi-Fi cât de cât ok. Viteza de upload e un pic mai mare aici, undeva vreo 5 megabits pe secundă, față de media de 1 megabit pe secundă. Și teoretic un vlog în Full HD ar trebui să un vlog ediție secundară, care nu e foarte lung. Cred că o să reușim să-l încărcăm aici, cel puțin o parte din el. Asta e problema noastră. În video în 4K nici nu visăm să încărcăm acum. Ia, uite, parcă-i beri. Uh-huh. Cheers! Are tare mult spumă. Masa noastră aproape s-a încheiat. Costi a mâncat toată farfuria. Practic a lins-o. A fost bună mâncarea, nu? Da, a fost bună, dar cam mult. Cam prea mult am mâncat. Și asta am mâncat eu, doar patlăgeani, kebab și legumele. Mai mult nu mănânc, pâine nu mănânc aproape deloc, mai ales din asta proaspătă. După mâncare am intrat pe jos sus, deoarece pe dealul ăsta opus sunt niște morminte. Cum se numește? Kizlar Sarai, da? Locul se numește Kizlar Sarai și ne-am grăbit să ajungem cât mai repede, deoarece pe Google Maps se scrie că la 4:45 se închide și noi am ajuns la 4:40. Văd că nu a spus nimic să închide, așa că o să mergem să explorăm. Wow, am ajuns și nu este nimeni, doar noi. Wow, ce din nou, super fain. Într-un sfârșit am ajuns aici sus la unul dintre cele mai importante locuri de vizitat aici în Amasia, pe care cred că o să-l vedeți instant când o să intrați în oraș. Sunt mormintele regilor pontici, sunt niște morminte săpate în stâncă, niște morminte uriașe, de care am mai văzut prin fetie, la fel erau niște morminte din astea în stâncă. De obicei, aici se îngroapă cele mai importante persoane, oameni cu nume foarte mare. Și aici la fel, regii sunt înmormântați. Aici a fost îngropată dinastia regilor Mithridati, care au condus regatul Pontic. Deoarece Amasia a fost capitala regatului Pontic timp de un secol, în secolul 3, înaintea lui Hristos. Și evident că regii au fost îngropați aici. Sunt așa niște morminte. Putem să le vedem cât de cât, adică prin interior, nu e nimic deosebit. Mai impresionată este fațada acestor morminte, dar văzute de jos, pentru că aflându-te sus aici, atât vedeți cum se vede, nu este ceva wow, însă sunt foarte, foarte mari. Noi suntem niște puricei pe aici.
Nu, de aici, de în apropiere, nu se poate observa mărimea acestor morminte. Da, și formele la fel nu se observă. Dar uitați-vă că sunt perfect sculptate așa, practic, în secolul piatră. Secolul 3 asta făcea, uite, da. Bolta rotunjită așa, jos, pe deaua dreaptă. Și piatră tare, un fel de granit ceva, nu știu ce fel Intriagă. De piatră, dar e super tare piatra asta. Nu-i granit, uite că e lunecoasă, nu știu cum. Da, nu-i granit, dar e un fel de rocă foarte tare. Dură. De sus la mormintele astea se deschide o priveliște extraordinară asupra orașului Amasia. Aici jos curge râul Yeshirul Mac și este înconjurat de munți. Asta e practic un canion așa mai lărgit. Uitați-vă cât e de frumos. Acolo sus sunt cocoțate căsuțe, vile, hoteluri. Deasupra noastră este un castel care o să-l vedem acuși. De fapt, în partea aia pe care noi o vedem acum, de după râu, este într-un fel orașul mai nou. Amasia, însă ce vedem noi de partea aceasta a noastră este orașul mai vechi, sunt niște case otomane, în stil otoman, cum am văzut și în Safranbolu, nu șafran, noi spunem șafran, dar aici se zice safran. Și sunt foarte multe, de fapt sunt vreo două rânduri de case, trei, nu mai multe, este o moschee, un hamam și cam toate sunt transformate în hoteluri și restaurante, shop-uri. Deci este o zonă turistică comercială mai mult decât rezidentă. Mormântul ăsta e săpat ca un sarcofag în piatră și nu știu dacă vedeți proporțiile, dar el are undeva vreo 6-7 metri înălțime. E foarte înalt, foarte masiv și stă în piatră, în muntele ăsta. Dar parcă ai impresia că l-a pus cineva aici. Impresionant. Câți ani, câtă muncă a trebuit atunci încă cu mai mult de 2 milenii în urmă să sculpteze așa morminte imense într-o piatră foarte dură. Aici este o fereastră ornamentată. De fapt, fereastra asta era acoperită, era stupată. Asta le-au descoperit din cauza că credeau că aici sunt ceva comori care au fost îngropate împreună cu regii. Dar normal erau închise, deci era așa totul izolat, bine, e plin de mucigai. Ușa asta e deschisă, putem să intrăm aici. Impresionant! Aici e sarcofagul ăla, vedeți cum a fost desprins de restul muntelui. Da, interesantă semnificația oarecare. Nu știu de ce așa l-a desprins. În partea asta e închis. Și nu ai acces la sarcofag, vedeți? Da, nu. Acolo este numai o ușă mică. Dar așa el tot e desprins, uitați-vă. S-aud niște strigăte. Poate regele Pontic strigă să-l ajutăm. Ajutor! Cât e din gust, uite, nici un metru. Un metru, de fapt. Să văd de acolo. Nu, e ecou ceva. Ecou? De afară, acolo de jos se aude cum vând aici. Doar ferestruica asta e mormântul. Intrare. Și e mare, da. Iată, e un mormânt mic. Un sarcofag foarte mare. Da, așa e răcoare acolo. Wow! De afară te sufoci. Fix aici bate soarele peste noi și ne prăjește așa frumos. Fiind că ne-a plăcut mult locul ăsta, este un loc așa enigmatic, cu istorie super bogată și super veche. O să ascundem magnețelul ăsta din episodul principal de acum. O să-l ascundem chiar aici, iată, sub scara asta. Vedeți aici, asta e din metal, o să-l lipesc aici așa. Gata. Iată, la mormântul ăsta o să-l recunoașteți când veniți aici. Când vreți să urcați mai sus, chiar aici. Iată unde vă arăt eu cu degetul, fix aici. O să găsiți de sub magnețelul așa.
Cum îl găsiți? Vă rog să faceți un selfie sau un mic filmuleț cum ați vizitat locul ăsta de aici și să ne taguiți pe noi pe Instagram și noi respectiv o să distribuim la noi pe story. Și asta o să fie așa, ca un mic suvenir din partea noastră. Succes! Apropo, un secret. Noi pentru membri publicăm vlogurile astea mai devreme, așa că dacă vreți să aflați primii unde ascundem magnețelele, trebuie să deveniți membru. Noi de fiecare dată luăm apă cu noi, însă acum suntem obișnuiți că luăm doar o sticlă mică de apă și ne ajungea, dar acum fiind că e super cald și aerul uscat, deja am luat și apa de la restaurant, două sticluțe de asta și le-am băut și pe asta. Nu ne ajunge nici apa noastră plus nici aia de la restaurant, va trebui să luăm două sticle minim din astea mai mari. Iată așa. Aici jos la poalele mormintelor se află orașul vechi. Și aici, în prima linie, se vinde mai întâi suvenire. Foarte multe suvenire. Săpun, parfumuri. Și ce am văzut aici, specific Amasia, aici se cultivă miere. Și am văzut suveniruri în formă de miere. Iată. Aici puteți să vedeți. Iată ce este specific Amasiei. Măru. Și casele astea unde suntem noi acum, casele astea în stil otoman. Hai! Pornește-ți microfonul. Intrarea costă 15 lire. Hai spune-mă. Acum am venit să vizităm... Stai. Acum am venit să vizităm un conac vechi care este transformat într-un muzeu unde putem să facem cunoștință cu cultura locală. Ușile foarte mici. Da. Căpierile mici, joasă, am vedere. Parcă e miros de casă veche, ca la bunici. Ia uite, la bunica mea tot erau de astea. Uh-huh. Ea avea așa prosoape și pe astea singurile țăsea. Țesea și le croșeta. Asta era conacul și l-a restabilit acum? Păi asta e fațada spre lac. Uh-huh. Ele, lacul mui apă mai ridicată și toate conacele astea, casele astea din partea asta de lac, de râu, ele sunt cu fundamentul în apă. Uitați-vă cum toate manechinele astea sunt îmbrăcate în haine tradiționale și uitați-vă cât sunt de ornamentate hainele astea a lor. Se vede că aici locuia o familie bogată și aici văd numai femei. Datează încă 7000 de ani înainte de Hristos. Are o istorie foarte bogată. Acum nu este un oraș foarte mare, are în jur de 150.000 de locuitori. Acest oraș de fapt era mai mult așa, să zicem, destinat pentru a crește oameni influenți, regi, sultani, prinți care au trăit aici, s-au născut aici și care chiar au condus țări. Noi ne-am îndrăgostit de acest orășel. Am cutreierat pe aici vreo câteva ore și chiar este foarte drăguț, deci vă recomandăm să-l vizitați dacă sunteți prin apropiere, neapărat, și poate găsiți și magnețelul nostru. Am parcat aici chiar în centru, lângă o moschee este o parcare, costă 3 lire pe oră, foarte aproape de centru. Acum veniți înapoi să luăm monociclurile, deoarece vrem să urcăm la castel. Am înțeles că e un deal foarte abrupt și nu vrem să riscăm cu mașina. Iată, castelul se află tocmai acolo în vârf, unde vedeți drapelul Turciei acolo sus, se află castelul. Și o să încercăm să ajungem, dacă nu ne prinde ploaia, că acolo vedeți, se adună norii deja. Și luminița s-a schimbat acum și a luat o
o fustă care să nu sufle vântul pe monociclu, da? Pantaloni scurți. Ai, pantaloni ești. Hai să mergem. Deci am ajuns la castel, însă am întârziat. La ora 7 se închide. Acum e fără 5 și deja este închis. Ia uitați-vă cum se vede orașul de aici de sus. Și din, pe drum toate erau priveliște extraordinar de frumoase. Îmi place cum stă orașul ăsta între munții ăștia, așa protejat. Aici sunt foarte multe locuri de campare. Ia uitați-vă, poate vedem și campăm aici, ce ziceți? Excuse me, I don't speak English. Oh, tea? Yes. Moldova. Moldova. Zaten iki kelime biliyorduk, söyledik. Aç abi, alıp geleyim ben. Gel, sen kur muhabbeti. Kaç tane abi çay? 1, 2, 3, 4, 5. Do you speak English? Çok adam yok. Okay. Amasya çok güzel. Çevirici yaş demiyor. Çevirici yaş. Ya çevirici yaş da onunla uğraşayım şimdi baba. Ne gerek var? Moldova. Moldova. You're from Amasya? Yes. You're from Amasya. You speak English? English, yes. What's your name? Kosti. Konstantin. Konstantin. Yes, Istanbul. Konstantin. Yes. Istanbul. You? Luminita. 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 Yeah. Good. Luminita. Light. Light. Yes. Light. Hava. Light. Luminita. Demek ki. What's your name? Akif. Akif. Yes. Nice to meet you. Hakan. 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 Zümra. 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 We travel by caravan. Caravan? Yes. Yes. Caravan and take the care. Caravan'da mı gelmişler? Aynen, caravan'da gelmişler. Koy gülü, baksana şey. Bu sizi. Hı. Çok iyi. Çok iyi, Norveç. Norveç, Norveç. Dünya? Norveç, yes. Finland. Do you speak Turkish? No, we speak only a little bit. Turkish, Turkish, Turkish. Just a few words, yes. Eu ne servi cu ceai și ne-am întâlnit așa întâmplător. Check. What's your name? What's your name? Omer Faruk. Omer Faruk. Yes. Nice to meet you. Linarita. Neititita? Linarita. Constantin. 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 Name. Yes, Constantin. My name is Constantin. Güzel, very good. Sugar? No. No? No sugar. No sugar. 3 tane, aha. Orada 2, şimdi 1. Ne güzel anlattın. Vallahi yemin ediyorsun, yapana saplana. Amasya. Amasya Caravan. Caravan. Caravan da gelmişler, öyle bak. We travel by caravan. No, good, good. Amasya good. Yeah. Çok güzel. Çok güzel. Yes. Üçümüz al, ben onu istemem, ben etiketleyerek paylaşacağım. Neyi etiketleyeceksin? Bununla çekmeyecek, benimkiyle tamam, çekeyim. Tamam, çek bana. Tost makinesi. Söverler ondan sonra. Hayat. Bana. Ben de çabuk gibi alayım. Şu benim mi? Das ist die falsche Nord. Dün paylaşmış. Aynen. Bana da yürüdü falan. Bak, ilk bağının şey yapamıyoruz mu?
Le arătăm canalul nostru de YouTube. Suntem pe dete pe Zeu. Ce tot ești frumos luminat aici. Nice to meet you. Memnun oldum. Cosme, Luminita. Luminita. Yes. Konstantin. Konstantin, nice to meet you. Nice to meet you. Good night. Good night. Good night. Nice to meet you. Bye. Allah'a emanet olun. Bye. Thank you. Bye. Super bucuroși, super primitor turcii ăștia chiar. Pur să mergem pe drum, o striga la noi. Încolo fulgeră deja. E un vânt foarte mare. Ok, dragilor, ne-a prins ploaia între timp, am fost și am mâncat și acum am găsit un loc de campare chiar deasupra orașului, acum încă burează așa un pic. Ia uitați ce frumos, aici stăm noi campați și de aici se vede orașul Amasia, mâine dimineață o să vedeți mai frumos, dar e minunat. Dragilor, iată aici ne-am petrecut noi noaptea, s-a început acum așa call for prayer, rugăciune de la amiază, acum deja e trecut de ora 12, ne-am petrecut noaptea aici deasupra orașului Amasia, uitați ce frumos se vede, nu știu dacă mă auziți, și mai răsună moscheile astea, e quoted. Foarte frumos locul, destul de liniștit. Am un pic amenajat. Amasia chiar într-adevăr ne-a plăcut. Acum însă o să ne continuăm drumul. Azi avem de mers toată ziua, doar ce trebuie să ajungem aproape de Trabzon. Așa, ne-am uitat intermediar, nu prea sunt locuri de vizitat. GPS-ul Google Maps ne arată 4 ore 30, însă cel mai probabil noi o să mergem toată ziua, doar ce trebuie să ne oprim, să mâncăm. Și eu azi lucrez și respectiv o să durez un pic. Undeva vreo 6-7 ore trebuia să mergem. Dragilor, înainte de a părăsi Amasia, avem o de trimis o scrisoare importantă, vedeți? Felicitarea asta pentru membrii la nivelul familiei, pentru membrii familiei Sanchez. Trimitem tocmai în Austria și da, mulțumim mult lui Gheorghe că a devenit membru al familiei Sanchez și îi trimitem o felicitare personalizată. Aici în QR codul ăsta el o să primească și un video de la noi din partea noastră, o salutare. Am ajuns în Trabzon, unul dintre cele mai mari orașe de pe coasta de nord-est a Turciei și o să încercăm să-l vizităm, doar că vremea nu este de partea noastră, cam s-au adunat norii deasupra și sperăm să reușim ceva până se pornește ploaia. Și acum am ajuns la practic cea mai importantă atracție turistică de aici din Trabzon este Hagia Sophia. Priviți acolo, mai sunt câteva bucăți de frescă. Este o biserică din secolul 13. A fost transformată în muzeu și de multe ori a fost transformată în moschee, ceea ce acum este la fel, moschee. Acolo avem clopotniță care acum servește ca minaret pentru moschee. A fost construită de niște coloniști greci veniți din Sinop, tocmai în secolul 13 și este construită în formă de cruce, un stil grecesc ortodox tipic și este cu priveliște către Marea Neagră. Mai sunt câteva bucăți de frescă, chiar icoane, fețele sunt păstrate. Și aici jos, la podea, avem chiar niște mozaicuri unde nu poți să calci. Pe jos avem covoare, moi. E acolo altarul, cred că era.
venit acum să vizităm piața Bedesten din Trabzon, da, Costi? Este o aglomerație nebună pe aici, se vinde tot felul de chestii, deci găsești absolut orice, iată, priviți și rochii de mireasă. Veselă, toate chestiile, dar este plin, vedeți? Străzile sunt pur și simplu aglomerate. Ne este foarte greu să mergem cu astea. Pe unde? Pe jos? Pe unde? Pe sus? Apropo de rochiile de mireasă, priviți ce interesante sunt aici. Foarte frumoase. Nu știu dacă sunt exact de mireasă, dar arată foarte bine. Și sunt și de diferite culori, nu doar albi, dar roșii, verzi, albastre. Chiar și negre am văzut. Deci am nimerit pe o stradă super aglomerată. Se vinde tot felul. Mai în scurt este un fel de mall deschis, așa să zicem. Sunt diverse shop-uri din astea de branduri renumite prin toată lumea. Aur se vinde foarte mult. Simit, covrigii ăștia tradiționali. Tot aici vom reînnoi pachetul nostru de internet. Deja a trecut 3 sau 4 săptămâni de când suntem în Turcia și cam s-a adus tot traficul, așa că trebuie să luăm unul nou. Avem noroc că aici domnul știe engleză și ne descurcăm. Suntem în parcul Ataturk, unul dintre principalele parcuri, iarăși este foarte multe lume. Și aici avem, evident, statuia lui Ataturk, Mustafa Kemal Ataturk, adică tatăl Turciei. Este foarte multe lume, este amenajat, sunt cafenele, se plimbă poliția pe aici. Și noi ne-am conectat la internet ca să mai descărcăm unele chestii sau chiar să încărcăm vlogul, da, Costi? Aici peste tot sunt înșirate flagurile astea, steagurile astea cu Trabzon Spor, deoarece anul ăsta, în mai, au câștigat campionatul de fotbal al Turciei și Trabzonul, în genere, regiunea asta se mândrește cu acest fapt și de aceea încă continuă să sărbătorească victoria lor chiar și acum, după câteva luni cu Antalya Spor, și se mândresc. Este tot centru așa amenajat, dar nu doar centru, am văzut și prin alte localități. Vedeți steaguri din astea peste tot și lumea umblă îmbrăcați, unii am văzut în tricouri din astea. Din Trabzon și am venit să mâncăm într-un sătuc montan și mai întâi am luat un compot care aici se numește compost, dar nu vă uitați că el e așa culoarea, noi l-am diluat cu apă, asta e, pentru că este extrem de dulce, parcă e sirop de zahăr, nici nu se simte din ce fruct este făcut, într-atât este de dulce. Am eu turnat... Eu pun un pic, eu deja în jumătate l-am diluat, oricum e prea dulce. Oricum e prea dulce, deci... E fix așa ca și baclavaua de dulce, compotul ăsta. Tot e dulce, nu? Mamă mia, deci nu așa un compot. Parcă e sirop de zahăr. Vai de mine, vai, vai, vai. Da, și acum așteptăm mâncarea, căutăm și un loc de campare undeva prin munți. Da? Aici e frumos, chiar tare, frumos, frumoasă zonă, așa că mâine dimineață o să ne trezim într-o priveliște, cu o priveliște extraordinară. A venit mâncărica, eu mi-am luat niște pui cu salată, a venit. Îi fac salată așa din ceapă, bulbe, ceapă, mai am niște murături și orez, pe care nu o să-l mănânc. Și Costi are musaca. Nu știm cât costă mâncarea, suntem flămânzi, nu ne interesează nimic. Poftă mare! Hai, vin încoace și deschide ușa și ieși. Eu o să mă duc în urmă. Hai. Da, eu știu. Hai, vin. Neața, dragilor! Ieri, după ce am vizitat Trabzon, am venit într-o stațiune montană, într-un loc foarte frumos și preferat de turci, se numește Uzun Göl, adică lacul Uzun, așa s-ar fi traduce, deoarece Göl ar fi Uzun. Am ajuns destul... Göl ar fi Uzun! Göl ar fi lac. Göl este lac în turcă.
Am ajuns târziu, era deja noapte și n-am filmat nimic. Azi ne-am trezit cu o priveliște foarte frumoasă. Este însorit acum, dar se văd nori în partea aia și un pic de vânt. Și stațiunea asta este foarte preferată de către turci. Și nu doar, dar de toți turiștii care vin în Trabzon, în topul listei este Uzungöl. Se află cam la o oră și jumătate de mers cu mașina. Și suntem la altitudine, 1100 de metri altitudine. Este o climă destul de favorabilă, aș spune. Cam, chiar mai cald decât în Trabzon, deoarece Trabzon se află pe malul mării și acum încă este așa o briză rece pe mare. Aici însă este soare. Ați văzut, în Trabzon ieri n-a fost o cea mai bună vreme. Nu prea am reușit să vedem foarte multe, cu toate că este de vizitat și castelul și conacul lui Ataturk, dar nu am reușit. Mai este și muzeul care este închis, așa că cât am reușit deja, atâta este. Poate cu altă ocazie ne întoarcem și vedem mai multe. Azi e duminică și ar trebui să fie multă lume. Turcilor le place în weekend să vină aici, însă noi ieri, fiindcă am venit seara târziu, am găsit loc de parcare aici. Acum vedeți, totul e ocupat. Aici este un parculeț, e destul de liniștit, chiar locul de campare îmi place. Și uitați-vă cum se urcă munții ăștia, cum se ridică munții ăștia deasupra stațiunii astea. Chiar e super frumos, cât e de verde, un verde aprins, datorită că aici sunt foarte multe precipitații și iarna și vara. Iarna aici este zăpadă permanentă, iar vara e verde și un aer curat, așa, mai răcoare un pic, să zicem, decât în oraș. Și chiar e faină zona. Iată, ăsta este lac propriu zis. Lacul Uzungöl se alimentează de la râul de Mirkapi. Văd că are un flux destul de mare, deoarece acum se topesc zăpezile. Adică, mă rog, s-o topi deja, dar în munți cu altitudine mai mult de 2000 și ceva de metri, poate să mai rămână un pic de zăpadă. Este, ați văzut. Da, ați văzut. Și iată, curge aici. Acolo sunt niște rățuși care probabil prind pești, nu știu de ce fac ele acolo. Stau și se luptă cu fluxul apei. Și aici e practic lacul Uzungöl. Acum vine un vânt rece de acolo, din valea aia. Dimineața parcă a fost mai cald, nu știu de ce mi se pare mie. Dar acum e un vânt destul de rece. Aici este o stradă pietonală, unde se vând suveniri, se vinde mâncare, se vând diferite chestii, mă rog, turistice ca de obicei. Sunt restaurante. Observ că sunt scris peste tot în arabă. E destul de popular stațiunea asta pentru turiștii arabi. Este foarte faină zona, deoarece aici sunt foarte multe restaurante, cafenele, piețe unde poți să cumperi orice. Și toate au priveliște la lac și la munți, pentru că chiar din ambele părți ai priveliște la munți. Deoarece este o vale adâncă și la mijloc se află lacul ăsta frumos. Grijă, ai grijă, ai grijă. Copilul ăsta vrea să meargă lângă tine. Atent, Costi, atent! Ce? El nu vede ca trie roată. Era un centimetru și patijel la pedală. Băițelul ăsta e interesant cum noi mergem pe roată, a făcut o față așa când ne-a văzut. Atent, Costi, te rog! Mai nu mă da jos! El nu se uită la roata ta. Excuse me, I don't speak Turkish. English. English. This is electric tektekar. Hello. Is it suitable to put in some dresses in it? Inside? Dresses? No. No. Any other portable things? No, you cannot put anything inside. Yes, it's the wheel and batteries here. Abi, take care var. Sadece tekerle bataryadan oluşuyor. Ha, benden iptal girdiler, ben de soracağım dedim. Sordu tabii abla. Teşekkür. You thought that thank you. Thank you. 3 days. 3 days to learn, yes. Yes, in the beginning is difficult, but after that is easy. Nereden girmiş abi? Moldova ya. Moldova, he. Bizden sayılır abi. Onlar mı? Komşu. It looks neighbor each other. Yeah. Okay, yeah. See you. Thank you. Thank you.
L-a înconjurat toți costii curioși de Moldova. Transportul nostru. Apropo, văd că se știe limba engleză, deoarece este destul de populară destinația printre turiștii străini. Deoarece în Trabzon este și aeroport internațional și port internațional și turiștii străini poate pot ușor să ajungă aici și ușor încă o oră și un pic sunt o mulțime de atururi care îi aduc direct în orășelul ăsta, sătucul ăsta, așa mai bine zis. Haideți de mai aproape să vedem ce se vinde prin aceste shop-uri. De exemplu, pe mine mă atrag toate chestiile astea, dar nu mi-aș cumpăra. Adică doar așa ca să le văd. Să nu credeți că monedele astea sunt din metal, sunt din plastic, deci nu sună. Mi-ar plăcea mai mult să fie din metal. Sunt așa chestiuțe care se leagă pe frunte, apropo, sunt foarte drăguțe. Pe aici, prin Turcia, o să găsiți de peste tot. Iată așa, pentru domnișoare, cred că se le placă, dar nu văd prețurile. Sau așa ceva. Sunt rucsacuri diverse cu ornamente interesante, ciorapi. Din ăștia n-am mai văzut nicăieri. Necădar? Un. On? 10 lire costă o pereche. Mă rog, sunt sintetici. Ce tare astea sunt! Dimineața nouă ne trebuie să aducem mâncărică pe unul de asta. Adică eu să-i aduc cafeaul lui Costi. Iar și lumea este interesată de monociclul nostru. E șarfe din astea groase, pentru că iarna aici chiar este frig și ninge. Ia ce covorașe interesante, dar păcat că nu sunt afișate prețurile, ca să vedem și noi să ne facem o impresie. Da, ne-ar trebui și nouă un covoraș. Uite, astea sunt subțirele, așa, ca să ne așezăm pe el afară când ieșim. Mi se pare foarte interesant casele, hotelurile de aici. Sunt toate absolut din lemn, construite cu vedere la lac sau la cealaltă parte a munților, acestei văi. Foarte drăguț. Am impresia că suntem undeva prin Norvegia, că toate casele sunt din lemn. Cum se numea localitatea aia, Costi? Lom. În Lom, în Norvegia, erau casele tot din lemn de ăsta așa brun, întunecat, frumos. Îmi place că sunt și locuri unde poți să ieși mai lângă lac. Ia pe uite aici, spre exemplu. Costi, mergem lângă lac să vedem cum e apa? Ai grijă, ai grijă, Costi! Se duce în lac. Căldat. Vrei să faci o baie? Da, cam vreo 7 grade, cam așa are. Oh, potrivit pentru mine, da? Da. Dar priviți ce culoare interesantă are apa. Este un verde deschis, așa tulbure, parcă. Aici, apropo, sunt o mulțime de activități pe malul acestui lac. Prima dată vedem, de exemplu, cinema afară, adică bubble cinema, ceva de genul. Hello? Is it open? Açık? Akşam 7'de başlıyor. I don't understand. 7 start. Ah, in the evening. Ah, in the evening. Two projection probes. Ne kadar? Sat? 400. 400? Evet, 1 hour. Deci o oră ca să stai la cinema ăsta, Bubble Cinema, costă 400 de lire. Este cam scumpșor, aș zice, pentru o singură oră, dar se deschide doar seara când se noptează. Ziua este așa, interesant. Seara la fel, poți să vezi și cerul dacă ai noroc să nu fie nori. Este foarte frumos amenajat, are un proiector acolo și mai este și așa, la fel foarte drăguț și romantic, apropo. Cred că trebuie să vii cu filmul tău, așa când... Vrei să ieși la o seară romantică undeva, ți-aduci iubita sau iubitul aici. La fel sunt o mulțime de distracții pentru copii. Iată din astea gonflabile, piscină, batut, tot ce vrei pe lângă restaurante. Adică poți să lași copiii acolo și să vii aici să mănânci. Chiar și cu parapanta pe aici se dau, priviți. Oh, trebuie să fie foarte frumoasă priveliștea de sus. She's of our cards down on the table, knowing there's no way that you'll be able to win this. Aici puteți închiriați și biciclete, mașini electrice, biciclete electrice, tot felul de dispozitive ca să te plimbe pe aici. But she's somebody
was in the making first. She just gotta stop all the faking. Ok, am părăsit Uzungăl și mergem să căutăm un loc de campare, pentru că astăzi să facem ce? Grătar. Vrem să facem grătar, dar nu găsim un loc potrivit. Loc am găsit, dar nu avem semnal la telefon. Da, e foarte frumoasă zona, nu? Da, chiar e valea asta, valea Uzungăl, așa se numește, foarte frumoasă. Mergem pentru un canion acum, super frumos. Numai că nu-i semnal nicăieri. Nu-i semnal. Peste tot sunt așa niște tarabe unde se vinde o mierea locală de aici. Un pic halucinantă, iată, vedeți? Vrem să luăm când o să ne oprim. Se produce dintr-un fel de floare care crește aici. Am văzut foarte multe așa, un mov roz, nu mai știu exact cum este. Și această miere doar aici o putem găsi. Așa că chiar vreau să o gust, să văd ce efecte are. Costi, tu vrei? Da, zici că e halucinantă. Dacă mănânci prea mult. Așa că cei care te iubesc dulcele, mai bine nu luați. But she's wondering if it's gonna feel like she's forever. Wondering if it's gonna feel like she's whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever. Is there some place that will make her feel better? Make her feel better. Am dat de o problemă. Nu putem să ne urcăm la deal. Și foarte abrupt. Și noi suntem destul de grei. Da. Și dealul ăsta nu vrea să-l ridici. Poate acum nu se vede foarte bine că e lentila wide. Dar este extrem de abrupt drumul ăsta. Mai încercăm o dată sau nu mai riscăm? Nu mai încercăm. Alcuși ne urcăm cu monocicluri mai bine. Jale mare, jale. Da. Și acum am mai slăbit puterea motorilor din cauza că suntem la altitudine, 2000 de metri. Și am observat că la altitudine scade considerabil puterea motorului. Și aici tot cred că e cazul. Dar și frâna, trebuie să apăs destul de tare ca să ții. Opa, avem o problemă, s-a deschis frigiderul. Nu o sări chiar tot, dar... Omule, data asta sunt închise. Omule, sunt închise. Ai, dar și una... A, nu-i stricat? Spart? Nu știu, nu așa e. Dar ia uite și laptopul a căzut. Și... Toată mâncarea. Da, da. Noi avem de asta de închis, dar și nu l-ai închis? S-a desprins? Iar și laptopul meu a căzut. Prima dată ne cade laptopul jos. Bine, măcar că l-am mai ținut cablurile astea. Parcă tot normal, eu știu. Așa valul nostru. Și, a căzut pe jos? You got in the end. But she's wondering. Ce locație frumoasă am găsit noi pentru a lua masa. Avem priveliște aproape mai mult de 180 grade. Încolo se văd munții înzepeziți. De aici o să mă uit eu spre Costi și spre munții ăia. Iar Costi o să vadă priveliștea asta cu mine în prim plan. Spre munții ăia, valea Uzungăl. Încolo se află valea Uzungăl. Mai este un lac aici mai sus, la care o să mergem cu monociclu. Vine mâncarea noastră, adică a lui Costi. Uai, dar e cam mic peștele tău, Costi. Mm-hmm. Costi și-a luat pește, este un păstrăv, e cam micuț, aș spune. O să trebuiască să mă împart cu porția mea. Da, dar nici nu e scump, ăsta e 40 lire. Trebuie să ne iau doi ca tare ca să mă satur, dar... Să mănânci la luminița, că sacica vorna trebuie să fie destul de mare. A fost ieftin, apropo, dar restul mâncării e destul de scumpă. Hai să spunem, bun sau nu e bun? Da, e bursoși pe asta. Și te-ai frit? Eu o pun în sobă, așa, pe toată, fierbinte. Ai, ai! Eu adus și luminiții în mâncarea. Uitați ce porție mare, sacica vurma. Asta costă 100 de lire. Da, o să te împarci cu mine? Da. Împinge-te, rog, fundulețul ăla spre mine.
prea aproape. Ai, 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 mai trage-l. Au! Cine aici e flămând? Ui! Iată așa arată acest restaurant drăguț. Totul este din lemn. Aici este bucătăria. Și asta este priveliștea din cealaltă parte. Noi însă acum o să mergem la căsuța noastră să facem o cafeluță și continuăm să căutăm un loc de campare unde vom putea să facem un grătar de seară. Apropo, aici, cum v-am mai zis și mai devreme, zona este foarte populară pentru arabi. Nu am înțeles de ce, dar oamenii de aici știu, nu știu engleză, ci știu limba arabă și am încercat să comandăm ceva de mâncare, ne-am înțeles foarte greu cu ei și tot ziceam engleză, engleză. Și ei ne zic, engleză, ioc, fix așa ne-au arătat, arab, var, arab, arab. Deci am rămas așa un pic, a fost amuzantă faza, ne-a arătat englez, ioc. Da. Costi a făcut cafeaua. Mi-a scos scaunul. A scos scaunelul și hai să bem cafeluța aici. Iată aici să ne bem cafeluța noastră. Cafeluța este gata. Ne-am pus și masa și scaunele. Eu o să stau aici pe covoraș și o să ne luăm cafeluța. Uite cu această priveliște. Yay. Apropo, asta e cănuța mea de cusătoreasă. Stai să-mi iau și eu cănuța. Yay, ce tare! Cin-cin? Cin-cin cu cafeluță la priveliște montană. Boul ăsta se uită ca la noi ca boul la poartă nouă, știi? Noi mi-ai văzut monociclul până amă, ceva nou pentru tine. Da, chiar se uită la noi ca boul la poartă nouă. Se uită ca la poartă nouă. Ne repetăm. Ca, mă, e fix, fix, ăsta, ăsta fuge, steve. Nu ți trebuie, băi, ăsta e monociclu. Mamă, cât e de frumos, wow. Lăptică de văcuță, neam. Ia seama, ia seama. Ia uitați-vă, ce priveliște frumoasă! Aici mi-a fost dor de așa priveliști, Costi, în Norvegia. Da, uite încolo, ia uite, acolo încă un sătuc este. Încă mai sus, da. Dar undeva pe aici e cel mai înalt vârf din nordul Turciei, munții, cum am zis că se numesc? Macica. Mai tine că Dagi, nu știu cum am uitat. Dagi? Ceva de genul. Ce frumos! Wow! Mamă, cât e de frumos! Wow! Costi! Wow! Uite, Sfis, punem aici mașina. N-am putut să urcăm până încoa. Da, ar fi bine. Mamă, cât de super! Uite, Sfis, stat, uite, uite aici, uite aici. Uite așa, deschizi ușa chiar aici. De ce? Și practic goală mașină, nu are rezervă de apă și oricum nu au putut să urce. Păcat. Dar nu, aici motorul, pur și simplu, nu... Nu merg din cauza că suntem la altitudine. Satele astea din lemn. Ia cât de frumos e ăla acolo stă. Castane, cicec, bală. Dar nu-i deșe care vreau eu mieri. Nu au. Anlăiarum. Cât costă? Trebuie să costă ceva bani. Aici peste tot se vând un fel de șalinci din astea, din lână. Mă rog, nu e lână de oaie, e ceva așa, sintetic, dar e foarte interesant. Sunt colorate și sunt înșirate așa, drăguți. Super tare. Cred că e ceva tradițional.
that's where she'll go. Am dat iarăși de zăpadă. Multe putem numai pe zăpadă. Ne lăsăm urmele aici. Ai, ai. Stopească. Da, da. Talking to myself like someone's gonna notice my balik lik baikar balik lik burası balik lik ha bu kalesi aygır aygır aha okay ya şey bunu ne var şu an bu sinir yandaş ne ama o kastane kestan ha ha asta de kastan ne kadar this ah sana da vereyim açık asta da parte cu zahăr. Ne kadar kastani? 300. 300. 300. 1 kilo 300. 300. Aha. Okay. E scump, nu? 300 asta e... Da, da. Ia uitați-vă aici așa un ghețar în ghilimele, să zicem. Ei, nu-i ghețar încă. Da. Mă rog, asta cred că prin iulie-august stopește de tot. Dar da. Acum în iunie... Ce tare! Oi, nu e încălțăminte potrivit. Încă este zăpadă. Vedeți? Ce frumos încolo se vede. Ia uite un om chiar acolo să cățe. S-a urcat, da, tocmai acolo. Mamă, dar cât e de frumos munții ăștia, uite. Mamă. Suntem la 2500 de metri altitudine acum. Pe ghețarul ăsta, în ghilimele, ajungem la un lac. Așa, trebuie să mergem 300 de metri încolo. Și ajungem la lacul Balăclâc, ceva de genul ăsta se numește. Am ajuns la lac! Ce frumos! Încă un lac extraordinar de frumos. Asta cred că e mai frumos ca ăla din... Ce tare! Iala, sau cum se numea? Ia uite, aici sunt și catamarane, poți să mergi cu catamaran. Ce fain! Poți servești ceai. Avem noroc de o zi însorită, destul de călduroasă. Nu-ți văd că ți-e cald, da? Te zbrazi de -o. La soare e destul de cald. Dacă bate vântul sau stai la umbră, atunci nu e fain. E rece. Microfonul ăsta. Beautiful, yes, very beautiful. Yeah. Mai cauci floricel. Ah, yeah. I came before. And where are you from? Oman. Ah, Oman? From Oman. And you're on vacation here? Yes. Oh, nice. In Trabzon? You staying in Trabzon? Ah. Costi n-a vrut, dar eu am vrut un ceai aici la Balik Girl. A costat doar 3 lire, ceaiul turcesc, original, deci din Rize, din apropiere. De unde o să mergem? Ceai? Costi nu e amator de ceai. Dar mie îmi place să beau așa, mai ales cu așa priveliște, de ce ziceți? Nu! Oh. Dar nu e rit! Lasă-ne ușă în iunie! Wow, atent! Ai! Ai mâna mea! Ai, ai, ai! Dar știi, n-ar încurca o sanii. Da, chiar... Dar cum s-a gândit chiar să pună niște sanii pe aici? Te spălăm pe obrajor? Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ce rece e! Noi când ne întorceam de la școală, iarna, pe tot drumul așa, rodeam încălțămintea la talpă. Ui. Noi am lăsat monociclurile aici la piața asta locală. O să vedem dacă le mai găsim. Sunt luminițe, le-ai văzut? Nu le văd. Nu le vezi încă? O să vedem. Ah, ia uite, sunt. Sunt? Sunt, da. Tot ok.
Aici tu ce nu mișca scură din loc. Gata, am ajuns înapoi cu bine, Lumița, și-o strâns un buchețel de flori. Dacă Costi n-are grijă să-i strângă. Acum vedeți că vine deja seara, mă rog, încă nu e chiar seara, dar aici vine mai repede umbra. Și se văd frumos luminați munții aia de acolo, uitați ce frumos se vede. Și s-a lăsat destul de răcoare, deoarece aici ai, cât, 2000 de metri? Acolo unde am fost noi era 2500 și aici 2000. Acum noi trebuie să căutăm apă, deoarece rezervorul nostru de apă e gol și trebuie să ne băim, că suntem cam murdării, mai ales că ne-au prăfuit acum pe drum. Și ar fi bine să facem un grătar, deoarece azi este duminică. Nu prea am văzut apă, dacă sincer, aici pe drum, până am urcat sus, dar ne uităm mai atent, poate găsim undeva apă. Am găsit și apă! Aici este așa un izvor și fiindcă nu avem cum să conectăm furtunul, am pus pompa noastră de 12 volți în funcțiune, iată, să vă amintiți, iată pompa asta, așa, este conectată aici la priza 12 volți și pompează apă în rezervor. Un pic mai greu o să fie, dar e ok, în vreo 10 minute cred că e plin rezervorul. Unde e grătarul, Costi? Ia, da. Aici este grătărelul. Am venit să mâncăm la un restaurant pentru că am ajuns extrem de târziu. Vedeți că e noaptea deja afară. N-am mai găsit loc de campare. Am găsit unul la Ochit, adică. Da, l-am Ochit. Dar deja e prea târziu ca să facem un grătar. Este ora de mâncare, așa că am venit la restaurant. Și am găsit unul cu mâncare turcească, pentru că mai devreme găsisem doar cu mâncare arabă. Bun, poftă mare! Neața, dragilor, noi ne-am petrecut noaptea aici, în locul ăsta frumos de campare, chiar pe malul râului. Aici e un pic mai liniște, deoarece este o cascadă artificială acolo și datorită ei fluxul apei se mai micșorează și nu e atât de gălăgie, că așa, în mod normal, râul ăsta e foarte gălăgios, știți, un râu montan cu un flux destul de mare a apei. Și am petrecut noaptea liniștit aici, a fost un pic cam răcoare din cauza că apa râului e foarte rece și respectiv aici la fel a fost rece. În rest a fost bine, așa că ne-a plăcut. Stai. Ieri după ce am luat masa la restaurant, a venit cam târziu și din cauza asta nu se vedea nimic și n-am putut să vă arăt locul de campare ieri. Dar cam asta a fost săptămâna noastră. Deja la următoarea săptămână o să continuăm călătoria noastră prin nordul Turciei și poate ajungem și în Georgia, nu știu, vedem. Deci următoarea duminică deja veți afla dacă ajungem în Georgia sau nu. Aici ne luăm rămas bun și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut încă, să puneți like la fiecare video și să trageți un ochi cu la nivelurile membrii canalului. Poate vreți să ne susțineți cumva și să beneficiați de facilitățile membrilor canalului nostru pe YouTube. Ghiule, pa, pa!